A vrut să ajungă acasă, însă a ajuns la spital. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani din Bistrița Năsăud care a intrat cu mașina într-un șanț și s-a oprit într-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe drumul național 17 în localitatea Unirea din județul Bistrița Năsăud. Un tânăr de 24 de ani care mai avea doar câțiva metri până acasă a ajuns cu mașina în șanț. A lovit două poduri aflate pe marginea drumului, a intrat în șanț și s-a oprit într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât vecinii au ieșit din casă în urma zgomotului produs. La vasă, bucătărie. Așa. Nu am auzit absolut nimic. O bubuitură, ceva, nu mi-am dat seama. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului rutier. Din primele cercetări a rezultat ca și cauza accidentului neatenția în conducere, autoturismul a părăsit partea carosabilă în partea dreaptă a direcției de mers și a colizionat un cap de pod. Tânărul a fost transportat la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița Năsăud, unde va fi supus unor investigații medicale amănunțite.